La Oradea s-a desfășurat recent Cupa României la judo, echipe seniori, reprezentând Universitatea CSM Dinamo. Prezent a fost și sportiva de la Câmpul Lung, Oana Nicolescu, cea care a câștigat categoria de greutate 57 de kg. Cu acest titlu obținut, mușeleanca a pus umărul la victoria finală a echipei sale, care ulterior a câștigat trofeul Cupa României. Tot la Oradea a avut loc campionatul național Neoaza, unde mușeleanca s-a impus încă o dată, devenind astfel campioana națională la seniori. Meciurile nu au fost deloc ușoare, nu mi-am subestimat niciun adversar, am fost atentă și cred că dorința de a urca din nou pe prima treaptă m-a făcut să nu cedez și să lupt cu seriozitate la fiecare meci. Sunt foarte mândră că munca și sacrificiile mele pentru acest sport încep să dea roade, a declarat Oana pentru Muscel TV. Este un început perfect de an pentru Oana Nicolescu, cea care în aceste 3 luni și jumătate a obținut mai multe titluri naționale. Dan Nistor are șansa de a fi titular de Paști în partida cu FC Viitorul, decisivă pentru preliminariile Champions League, scrie site-ul gsp.ro. Mușeleanul a fost scos în afara primului 11 în ultimele 3 meciuri de play-off, intrând doar în repriza secundă, când a evoluat doar 23 de minute cu FCSB, scor 1-2, 34 de minute cu CFR Cluj, 2-0 și 29 de minute cu Astra, scor 2-1, însă contra trupei lui Hagi va avea oportunitatea de a fi din nou în primul 11. Antrenorul Cosmin Contra a fost mulțumit de cum și-a schimbat Nistor atitudinea, recompensându-l și pentru pasa de gol pentru Rivaldinho, ce a dus luni seara la deschiderea scorului în jocul de la Giurgiu. Mușeleanul este totodată autorul unui gol spectaculos în acest an, în meciul cu FC Viitorul, meci disputat în sezonul regulat în Ștefan cel Mare. Însă mai mult ca sigur o să vedem o centrare a decarului Dinamovist. Totul este în regulă în acest moment. Nistor ar putea căuta și poarta. Este o pasă pe jos, o combinație interesantă. Reușesc cei de la Viitorul? Nu reușesc să scoată mingea din acea zonă. Șut Nistor, bare gol! Gol superb, Dan Nistor! 1-0 pentru Dinamo din minutul 26. Ce primul gol al lui Dan Nistor în campionat. El a ratat o lovitură de la 11 metri în prima parte a sezonului. Aici însă șutează senzațional, nicio șansă pentru râmnicianul. Bară gol, o execuție formidabilă din partea lui Dan Nistor, o execuție pe care o vedeam destul de des atunci când Nistor juca la Pandurii Târgu Jiu înainte să plece în Franța la Evian. Vizitează sportinmuscel.ro, site-ul departamentului sport al postului de televiziune Muscel TV. Știri, rezultate, clasamente, fotografii și în video. sportinmuscel.ro. Sportul în Muscel, secundă cu secundă. Încheiem cu fotbal. Ieri după amiază s-a disputat etapa intermediară în seria centru a campionatului județean. Vă prezentăm rezultatele înregistrate. AS Drăganu, AS Oarja 1-2, AS Ciofrângeni, Deportivo Măloreni 5-1, Edilul Pitești, FC Dănuț Coman 3-3, Voința Budeasa, AS Cătească 3-0, Unirea Călinești, CS Domnești 2-1, Voința Valeiașului, CS Albota 2-1-4, Flacăra Leordeni, AS Curibaș 2-1 și AS Mușătești, Șoii Mitigveni 0-2. Sporting Stănești Corbi, Stejarii Beleți Negrești se va juca sâmbătă de la ora 16.